Bună seara, bună ziua, bună noapte, depinde când vă uitați, cu profesorul Ivan Bogdanov discutăm azi. Haideți, domn profesor, să luăm discuția exact de unde am ajuns cu ea înainte de a începe înregistrarea. De la aceste două cuvinte cu potențial magic, relația cu Germania. Da. Deci am avut șansa, că nu pot să-i spun altfel, da? Să fiu în Politehnică la schimbarea de regim din 89, când Politehnica a continuat să rămână o universitate puternică, cadre puternice, structură bine organizată, studențe excepționale, absolvențe excepționali, în condițiile în care, după 89, industria se prăbușea văzând cu ochii. S-a ajuns până prin 95, ca să dau o apreciere, da, la situația în care practic absolvenții de la Politehnică și de la secțiile cele mai bune din Politehnică nu își găseau locul de muncă în zonă și se constata o emigrare masivă în Canada. Deci promoțiile, să zicem, de la sfârșitul anilor 90, mă refer aici 85, 86, 87 și cele de imediat după 89 până în 95, să zicem, plecau masiv în Canada. În aceste condiții, rectorul de atunci al universității, profesorul Carțiș, pentru care personal am să păstrez o considerație deosebită toată viața mea, împreună cu primarul de atunci, Gheorghe Ciuhandu, care era tot cadru didactic la Politehnică, și-au pus o problemă. Dom'le, e păcat de universitatea asta. Și nu e în regulă să producem absolvenți numai pentru Canada, pentru export. Asta fiind un fel de început al relației strategice, cum se zice, cu Germania. Nu numai. Nu numai, da. Așa. Și atunci a venit pasul 2 al raționamentului. Hai să facem ceva să atragem industrie performantă și în zona noastră. Și pot să afirm public, cu tărie, că da, Timișoara a fost primul oraș din România în care s-a dus o politică conștientă și coerentă de atragere a marilor firme occidentale înspre zona noastră, cu argumente foarte apăsat subliniate. Unul dintre ele fiind existența universității și absolvenților de foarte bună calitate. Universitate bună și absolvenți buni. La asta se mai adăuga argumentul situării în vestul României, independența de calitatea drumurilor, pentru că venind de afară, ajungeai la Timișoara mai repede, fiind lângă granița de vest. Și nu în ultimul rând, existența aeroportului internațional, tot în vest. Așadar, existau argumente suficiente pentru a convinge investitorii din vest să sosească. La asta, nu în ultimul rând, a fost adusă ca argument și mentalitatea față de munca a populației locale. În Banat se știe că a existat întotdeauna o atitudine pozitivă față de muncă, oamenii au știut că lucrează pentru ei și că sunt primii care se bucură de rezultatele muncilor. Și în condițiile astea, hărnicia cu care ne făloșim noi bănățenii a fost folosită ca și argument. În atar condiții s-au creat echipe. Din aceste echipe au făcut parte și în jur de 20 de profesori ai Politehnicii, care au dus o politică, nu, poate e prea mult spus, au alergat prin țările occidentale și mă refer aici cu precădere la Germania și Franța, convingând diferite firme să investească, să vină. Și putem să ne lăudăm că sunt într-adevăr cel puțin două firme de renume, am înțeles că nu e potrivit să le pronunț numele, care au fost primii investitori direcți în România. În sensul că au venit cu bani proprii, au construit întreprinderi și au început să desfășoare
activități. Și sigur, în timp, marea majoritate a acestor firme care s-au dezvoltat și au crescut aici în zonă, au permis numeroșilor absolvenți să-și găsească locul de muncă. Prin urmare, s-a creat o piață locală. Și atunci această universitate a început să producă de o manieră mai directă specialiști pentru Timișoara, inclusiv. Da, s-a și ajuns la situația în jurul anilor 2000 să se spună, da, absolvenții noștri nu mai pleacă în Canada, ci pleacă la cele două, trei firme care erau de acum bine stabilite, iar azi suntem într-o situație pe care o considerăm nefericită, că firmele din zonă ne atrag studenții începând din anul 2-3. E o concurență pe... Da, sigur. Ceea ce nu e ca să nu zic bătaie. Da. Deci, noi nu suntem foarte fericiți cu această situație acum, dar asta e diferența și ăsta este rezultatul unei viziuni de perspectivă a unor oameni care au înțeles ce trebuie făcut ca să valorifice potențialul universității noastre. Mai mult decât atât, s-au creat structuri comune de colaborare, institute finanțate de firmele acestea private și compuse din profesori de la Politehnică cu scopul de a facilita accesul studenților către activități de practică, către lucrări de diplomă, chiar înspre activități de cercetare. Am avut colaborări consistente cu mari institute de cercetare din zona germană prin finanțări dobândite în astfel de structuri organizatorice comune între economie. Practic, un fel de parteneriat public-privat, în esență. Exact. Da, ăsta este termenul. Care se răsfrânge pe mai multe paliere. Da, am avut în Politehnică o primă structură academică, i-aș spune, organizată sub forma unui parteneriat public-privat. Recunosc că atunci, în anii 99, când s-a gândit formarea acestei structuri, nici nu s-a știut prea bine contabilicește. Da, sunt fazele astea de cum se face tehnic, ce se aplică, ce nu se aplică, pot fi legi, biduri legislative, inclusiv. A fost o mare bătaie de cap, s-au făcut și greșeli, evident, și aici trebuie să adaug. Vă rog. În această politică de atragere a partenerilor străini s-au făcut și numeroase greșeli. Cum ar fi? Cum ar fi, de exemplu, faptul că n-am știut cum să organizăm mai bine structurile astea cu parteneriat public-privat. Aș putea să dau mai multe, dar nu asta. Mă rog, asta ar fi... Așa. În momentul când celelalte orașe din vest au proces și ele la atragerea de investitori, au avut grijă să nu mai repete greșelile pe care le-a făcut Timișoara la început. Adică au avut înțelepciunea de a învăța din greșelile altora. Și eu recunosc cinstit. Există și greșeli fondatoare. Da. Despre adică, asta e vorba. Cum să zic, greșelile alea inerente începutului, dar care sunt lecțiile în sine. Despre asta e vorba. Lecțiile cele mai importante. Și sigur că panta lor de dezvoltare a fost mai accelerată. O decolare mai verticală, exact, să zicem. Pentru că noi am fost primii. Nu ne-am priceput foarte bine, dar a fost bine. Am demarat până acum, la urmă e deja cunoscută în Timișoara, s-a scris și în presă, despre experiența noastră recentă legată de predarea în China. Sunteți profesor invitat la Universitatea din Heidelberg de vreo 3 ani și pe linia unei colaborări existente între această universitate și Universitatea din China, din Chongqing, ați predat acolo robotică. Da. Așa, ca să avem o ramă minimală a discuției. Acum, haideți să luăm dinspre est, spre vest, deci dinspre China, Germania, România, să facem așa un periplu. Până să ajung în China, trebuie să spun următorul 9 lucru. 9 ore am înțeles că a durat călătoria. Da, l-a dus și 10 l-a întors, asta e o curiozitate. Mersul înspre est se face mai repede decât mersul spre vest, adică zborul. Da. Sunt niște explicații legate de curenții de aia. Însă, înainte de a ajunge concret la Chongqing, trebuie să spun că în epoca în care noi am luptat pentru a găsi colaborări în spațiul german,
am colindat în 10 de orașe, peste 30. Am rugat pe doamna secretară, înainte de a face prezentarea cu aventura chineză, să se uite câte cărți de vizită sunt adunate în periplul meu din Germania și am avut surpriza să fie peste 1100. Asta înseamnă că eu am cunoscut peste 1100 de oameni, cel puțin o dată în viață, în ideea de a trage colaborare cu Politehnica din Timișoara și cu Timișoara. În contextul ăsta, una dintre universități a fost și Universitatea din Heidelberg, cu care eram în contact de mulți ani, de poate 15 ani. La un moment, în Europa, s-a constatat o creștere a interesului față de robotică. La început n-am înțeles. Credeam că e relația mea aproape prietenească cu profesorii de la Heidelberg și am fost invitat acolo să predau un curs de robotică, având surpriza să am studenți de la master internaționali, din foarte multe țări. Ulterior am înțeles că, de fapt, contextul este legat de-a dreptul de robotică, și anume, Europa cunoaște astăzi o foarte gravă criză a forței de muncă. Indiferent de numărul de imigranți care sosesc, nivelul lor de calificare nu permite utilizarea lor directă decât în procente de maximum 50%. A doua soluție gândită pe plan european este dezvoltarea roboticii. Pentru că, surpriză, s-a constatat că în raport cu Statele Unite și Japonia, Europa a rămas mult în urmă cu dezvoltarea roboticii, crezându-se că roboții industriali, cei care lucrează în industria auto, au ajuns la un nivel care nu pot fi dezvoltați foarte mult. Mai mult de atât. Și interesul a mai venit și piața muncii din China, care a simplificat, din multe puncte de vedere, lucrurile în producția de masă. Și iată că suntem în trecuți de 2010 și constatăm că robotica în Europa e mai jos decât în alte părți. În contextul ăsta, peste tot în Europa, se cunoaște o tendință de revigorare și reîntărire a roboticii și asta e o mândrie pentru Poli Timișoara, pentru că trebuie să știe toată lumea, multă lume poate și știe, prima universitate în care s-a introdus studiul, cercetarea și educația în robotică a fost Poli Timișoara. Chiar istoricul apariției acestor discipline este epocal. Când a fost introdus? Am să povestesc asta pentru că este un element... Trebuie să ajungem și în China la un moment. Momentul a fost 1979. La vremea aceea, profesorul Covaci, considerat părintele roboticii din România, era decan la Facultatea de Mecanică și profesorul Mureșan era decan la Facultatea de Electrotehnică, atunci era unită. Și în 79 a venit Ceaușescu la deschiderea anului universitar la Timișoara. Sigur, toți studenții pe alei, peste tot, da, cum era obiceiul atunci, dar tot conform obiceiului, înainte de marea cuvântare publică a președintelui, a avut loc o ședință la Facultatea de Mecanică cu toți decanii din Politehnică. Și total neașteptat, fără să anunțe pe nimeni în prealabil, profesorul Covaci îi spune secretarului general, tovarăși secretar general, Politehnica din Timișoara are expertiza și capacitatea și mai ales dorința de a începe un studiu și o linie de educație pe robote. Domeniul robotice. A ieșit un moment de liniște totală. Rectorul nu știa, ministrul nu știa, securitatea nu știa. A fost o informație dată direct secretarului general. Sigur că au ieșit și supărări mari, care au durat ani de zile din chestia asta. Dar, surpriza, iese
Ceaușescu-l da cuvântare și între cele standard pe care le tot spunea, toată lumea e surprinsă să spună din această toamnă la Institutul Politehnic Traian Vuia din Timișoara va începe cercetarea și educația. Dezvoltarea în domeniul ăsta. Profesor Covaci, care era un om de mare anvergură și cu o foarte bună inițiativă, imediat a organizat un colectiv multidisciplinar cu 6 catedre adunate și am avut o istorie frumoasă, care din păcate spre sfârșitul anilor 90. Asta e o informație nu doar pitorescă, ci și istorică. Faptul că Nicolae Ceaușescu a rezonat miraculos aproape la așa ceva. Pe vremea în care nu puteai să transmiți o astfel de informație decât pe filiere bine cunoscute, verificate și așa mai departe. Ei, lăsând această poveste pitorească la o parte, într-adevăr, Timișoara are un istoric important în ceea ce privește studiul roboticii și mai suntem câțiva colegi aici, considerați ultimii mohicani din echipa creată atunci și care are rezultate cu care ne mândrim și astăzi. Ei, chiar n-am cum să nu vă întreb, roboți la catedră, vedeți? Cândva, la un moment dat, care se predea. Ceea ce pot să spun astăzi, cunosc despre cel mai performant robot umanoid realizat de un profesor din Japonia și care dacă ne apropiem de China, da, cu care stai de vorbă la masă și nu îți dai seama foarte bine dacă e om sau nu. Deci sunt realizări chiar remarcabile. Da. Nu-ți dai seama dacă om sau nu. Asta este accentul. Da. Ei, v-a să zic că despre Poli Timișoara și robotică se știa. Apoi, pe măsură ce contactele noastre cu spațiul academic german s-a extins și au început să vină diversi profesori de acolo, nu extind acest aspect, sigur că se știa că cineva care vine de la Timișoara și care mai are și abilități de limbă, că trebuie să recunoaștem. Da, ca spațiu cu afinități germane. Desigur. Contează afinitatea. Primul lucru care trebuie să-l faci într-o societate cu care adaptarea lingvistică. Trebuie să știi să vorbești cu ei. Asta este elementar. Sigur, engleza este quasi generalizată. E aproape o supralimbă, într-un fel. Da, este o a doua limbă maternă pentru o mare parte a populației, nu numai în Europa. Bun. Deci, pe fondul colaborărilor extinse de politica Ciuhandu Carciș la vremea respectivă, s-a întâmplat să-i cunoaștem și pe cei de la Heidelberg. Profesorii de acolo fuseseră invitați aici, au fost în comisii de doctorat. Colaborările, studenți nenumărați. De altfel, eu pot să spun că din colaborarea cu firma germană am 375 de studenți aproximativ care au putut să facă stagii de pregătire în Germania pe vremea când nu era Erasmus. Atenție! Deci asta a fost finanțare din institutul ăsta. Adică, cum se zice azi, înaintea celor mai mulți, într-un fel. Exact. Da. Despre asta e vorba. Adică acest parteneriat public-privat a creat... A devansat. Exact. 90 de profesori au putut să beneficieze, inclusiv de stagii pentru doctorat. Și sigur, și cunoașterea. Numai să mergi într-un laborator la zi. E în sine o experiență. Da, aia sigur. E bon. Totul altceva. Ei, și în contextul pe care l-am descris, scuze pentru extindere, dar... A fost o escală, așa, în termenii, nu? Aviatici. Am primit, la un moment dat, și sunt 4 ani, cred, o invitație de la universitatea asta din Heidelberg să predau la un master internațional disciplină de robotică. Ulterior aveam să aflu că, într-adevăr, sunt câteva universități din spațiul german care caută profesori de robotică și aici mai este un aspect. Numele mari, Heidelberg este un nume și dacă oriunde în lume întrebi în tineretul vrei diplomă de Heidelberg, e aproape de la sine înțeles răspunsul. Dar nu numai la Heidelberg, și în alte părți se dezvoltă acest învățământ internațional prin care nume importante de universități atrag studenți din toată lumea. Prima dată când am predat la Heidelberg am avut studenți din Taiwan, din China comunistă, atenție,
din America de Sud, din India, din Pakistan, deci de peste tot, copii care voiau să se specializeze, sigur, și în robotică. Și câțiva ani am mers acolo, nota bene, masterul se desfășoară în limba engleză, da? Pentru că fiind internațional... Ca să fie accesibil pentru exact. Toate aceste... Deci așa e gândită toată treaba. Și într-un punct mi se spune că Universitatea din Heidelberg colaborează cu trei orașe din China și dacă m-ar interesa să mă duc la una dintre ele. Nu am spus da imediat pentru că nu știam ce înseamnă asta. A trebuit să înțeleg și până la urmă am acceptat și pot să spun că experiența a fost pozitivă și aproape sigur că o voi mai repeta. O veți mai, da. Vă veți întoarce da. Tot da. La Chongqing? Nu știu neapărat, depinde. Ce v-a frapat la societatea aia, care e foarte controversată acum? Deci mai întâi am aterizat la Beijing și despre Beijing, Hong Kong, Shanghai se știe că sunt orașe cosmopolite, aproape total, că sunt cosmosuri, într-un fel. Așa, occidentalizate. Și înseamnă altceva decât restul Chinei. De la Beijing, eu a trebuit să mai zbor 1700 de kilometri. O nimica toată. Așa, adică încă 4 ore de zbor. Da. Și am nemuit în inima Chinei adevărate. Deci, neatinsă de aspectele acestea, să zicem, americanizate, în care oamenii sunt așa cum sunt chinezii obișnuiți. Cum sunt chinezii obișnuiți? Prima surpriză enormă pe care am avut-o, chiar de la aterizare, am fost primit ca neamț. Chinezii știindu-se știau că veniți eu, de la Heidelberg. Da. Și mi-au pus, din partea relațiilor cu universitățile străine, pe cineva care vorbea nemțește. Și am seama că și eu vorbesc nemțește și a fost ok, am putut să discut. Dar după câteva fraze de cunoaștere, bă, fraților, eu sunt din România. Momentul când s-a aflat că sunt din România, atitudinea chinezilor s-a schimbat total. În ce sens? În sens pozitiv. Adică? În sensul că au devenit foarte prietenoși, foarte interesați. A, tu ești de cade al nostru. Deci a fost o pe nemți nu-i considerau de-a lor. Nu, nemții sunt altceva, sunt riguroși, sunt stricți, sunt din punctul lor de vedere. E, când au aflat că sunt din România... S-au lăsat garda. Pe au avut o imensă problemă că la oficiul de relații cu personal din străinătate nu aveau disponibil un vorbitor de engleză cum urma să țin eu cursuri după aceea. Dar m-am înțeles cu fata asta nemțoică și până la urmă a fost în regulă. Și cum e predatul acolo? Pentru că, unul, e un sistem, cum să zic, în care probabil că ați și declarat într-un memorabil articol realizat de Ștefan Bot că n-are cum să mă aduc aminte într-un fel de societate românească pre-1989. Multe lucruri le-am recunoscut. Care sunt cele mai pregnante? Câteva mi s-au părut așa vizibile de la prima mână, oamenii sunt quasi egali toți. Iar trebuie să repet întrebarea. În ce înseamnă quasi egal? În ce sens? În sensul poziției lor în societate. Nu există o stratificare în care unul... Agresivă se între externi și de parte? Condiții materiale, pentru că, nota bene, ei au făcut reforma început din 78. Când au construit, au început să construiască... Au ras vechile orașe. Chongqing este chiar un exemplu și trebuie să spun asta. Chongqing este, de fapt, un district care e considerat un întreg, un fel de oraș întreg, care are 33 de milioane de locuitori. Deci un două district, Românii. Da, așa se pune. În realitate, însă, districtul ăsta se compune din multe localități mici, foarte apropiate, și cea mai mare distanță care eu am parcurs-o pe autostradă între două puncte a fost atomi administrativi, să zic așa. O oră și jumătate. Asta e cea mai mică distanță pe care am mers eu în districtul respectiv. Deci se consideră o entitate în sine.
Și apoi diferitele zone care pentru noi aici, de pildă în Timișoara, ar fi cartiere, Iosefin, Elizabetin, așa, da? Se cheamă tot districte de componente ale municipiului Chongqing. Astfel că universitatea în care am fost eu se află în zona numită Hechuan și se vede pe harta care am adus-o. Hechuan e distinct de Chongqing, care e, să zicem, nucleul dur al districtului, și aici erau 13 milioane de locuitori. Da? E altă scară, da. cu totul altceva. Bine, ajungem până la urmă și la cifra, grupa de studenți, 87. Grup față de 30, cât o fi aici, sau sub 30, da? Că de obicei e sub 30. Da. Și în condițiile astea, ca experiență nu doar didactică, ci și umană, cât de supravegheat v-ați simțit? Deci am constatat, într-adevăr, că între studenți au fost câțiva... Informatori? Senzori? Hai să-i folosim un termen mai puțin aspru. Niște tineri deosebit de atenți, care tot timpul voiau să îți satisfacă dorințele și să te ajute cu ceva. Adică în fiecare situație era câte unul care apărea cu o întrebare despre de ce aveți nevoie, unde vreți să mergeți, domnul profesor? Ideea de a se apropia de, da, da. Să zicem așa, și asta am văzut și între, obține informații. Și între cadrele didactice. Prin urmare, există. Da, dar la modul decent. Pentru mine era deja viu, deci nu era nicio surpriză. Și în condițiile astea, cât de libere, cât de libere vi s-a părut Universitatea Chinezească, sigur, dar Chongqing, dar în general, experiența noastră, ce tip de, spre ce tip de libertate arată? Cât de reală e? Că știți cum e, există libertăți și libertăți până acum, la urmă. Ca să fiu sincer până la capăt. Vă rog. Eu n-am putut să măsor gradul de libertate pentru un simplu motiv. N-am îndrăznit pur și simplu să plec singur în oraș de capul meu din cauza faptului că lumea pe stradă nu vorbea decât chineză. Clădirile erau atât de asemănătoare, fiind reconstruite... Altfel spus, e și un egalitarism estetic, cumva, urbanistic. Așa, încât eu ar fi fost un act de curaj exagerat din partea mea să mă aventurez singur prin oraș. În acest labirint egalitarist, cumva. Cum să întreb pe cineva, domnule, de unde iau tramvaiul sau care autobuz? Nu, așa ceva nu se putea. Prin urmare, eram silit de împrejurări să plec întotdeauna în grup. Însoțit sau în grup. Era o necesitate. La fel, în taxiuri foarte ieftin și poți să te plimbi peste tot prin oraș cu taxiul, cu condiția să ai noroc să găsești un taximetrist care vorbește. Da. Chineză sau asta, engleză, germană, franceză, orice limbă. E drept că am avut și surprize plăcute. Unii dintre chinezi aveau telefoane cu traducere automată și atunci ei vorbeau chinezește în telefon. Și apărea ca text. Nu numai, și vorbit. A, traduce și... Da, telefonul. Da. Totul se face cu telefonul. Tehnologic sunt foarte evoluați. Așa că eu însumi am avut o temere care e de înțeles de a merge hai-hui. În consecință, eu am fost mereu împreună cu studenții și la ore, și la masă, și la spectacole, și în excursii. E proverbială lipsa unor, să zicem așa, puncte care au devenit cumva esențiale, aproape puncte vitale pentru noi. E nou Facebook în China, puncte esențiale de informare, de socializare, da, online, virtuală, dar au un fel de surogate, e corect cuvântul? Nu. Un fel de versiuni chinezești. Deci, surogate e prea aspru. În primul rând, încă o dată, tehnologic sunt dezvoltați. Deci, astăzi, fiecare student, ca în Europa, are telefonul lui și cu telefonul ăsta poate să facă orice, inclusiv plăți. Eu am văzut de renumărate ori în piața centrală a orașului niște persoane care vindeau fructe, de pildă. Venea studentul, își punea în pungă fructele pe care le dorea, dar vânzătorul avea un cod din ăsta QRS, ca la biletul de avion. Copilul, da. Studentul punea telefonul și ți-am plătit.
Așa da. Se făcea plata, da? Ei n-au WhatsApp, dar au WeChat. Da. Și o versiune a lor, să zicem. Quasi a lor, dar am găsit copii deștepți acolo, că unii dintre ei sunt foarte deștepți, mi-au instalat WeChat-ul pe telefonul românesc. Și acum aflu situația să am pe telefonul meu și aplicația WhatsApp și WeChat, așa că sunt și cu Europa și cu China la fel de legat. Deci știu să facă lucrurile astea. Într-adevăr, din România am putut să am acces la mail-ul de la Politehnică, fără nicio restricție, inclusiv la adresa de Yahoo, am putut să, dar din presă numai Gazeta Sporturilor. Era singurul admis, să zicem, care eu am reușit să-l citesc. În schimb, n-am avut acces la YouTube, n-am avut acces la Google, dar există variante chinezești. Și tu poți să pui în limba engleză denumirea termenului care te interesează. Și găsești acolo, în baza lor de date. În chineză. Așa, în chineză. Și asta este. Așa că nu poți să spui categoric au sau n-au. Au în chineză. Da. E treaba ta dacă știi sau nu. Chinezește. Și de altfel, eu chiar mi-am și propus măcar un minim de limbaj să dobândesc, pentru că nu tot o limbă este. Și ce v-a plăcut cel mai mult? Că am depășit deja timpul de emisiune. Ah, chiar? Da. Ceva în câteva cuvinte. Păi, mi-a plăcut atitudinea față de muncă. Ei nu sunt foarte... 7 zile pe săptămână. Da, da. Nu sunt foarte bine organizați, dar dacă se încurcă ceva, imediat apare o soluție numerică. Vin câțiva și aici intervine cantitatea, da. Faptul că sunt mulți. Asta e una. Al doilea, că noțiunea de weekend nu există. Ei își iau zile libere prin înțelegere reciprocă. Dar în alt mod, nu e acest interval periodic, permanent? Soneria în universitate sună prima dată la ora 7 dimineața și ultima dată, duminică seara, la ora 10. Deci eu am un record personal pentru cariera mea de 40 de ani de profesor. Am ținut 8 ore de curs sâmbăta. Da? Că așa era. Nu se dau înlături. Și al treilea punct, ca să facem un top 3, made in China, să zic așa. Mi-a plăcut foarte mult la copii tineri, studenți, foarte mulți dintre ei își pun problema ce pot eu să fac pentru țara mea. Gândesc național. Patriotic, să zicem. Da, da, pentru țara lor. Da. Este o chestiune care e impresionantă. Mai vie decât aici? O resimțiți? Da, pentru că din nefericire în tineretul de aici de multe ori văd dorința de a pleca. Apropierea asta față de niște obiective, față de niște țeluri, față de niște, mă rog, muncile pe care le facem toți. Acolo simțiți, deci, ca nefiind doar consecința unei forțe nevăzute care apasă populația și voința populației de a se apropia de, să zicem așa... E o vorbă și în poporul român. Se vede la ei că vor să se ridice. Asta este. Știu bine că reprezint o forță, sunt foarte conștienți de asta. Interesant. După unii, forța viitorului. După unii, acum, există și acest punct. Eu nu sunt în poziția de a aprecia asta, dar ceea ce a fost surpriză pentru mine... Ei spun toți chinezi, dar de fapt între ei sunt nații diferite. Așa cum în Europa sunt norvegieni, suedezi, elvețieni și ei sunt de nații diferite, se cheamă în diferite moduri și știu care, de unde, din ce regiune este. Foarte interesant. Foarte interesant. Da, foarte interesant. Din păcate, știți cum e, ce e interesant, timpul zboară mai repede decât avionul, depășește noi și viteza luminii, mai ales spre est. Pe data viitoare.